Salutare, bine ați revenit la o nouă răsfoială de benzi desenate, de data asta una așa mai subțirică, numărul 1 din Teenage Mutant Ninja Turtles de Jason Aaron de la IDV, volum nou, celălalt s-a terminat cu numărul 150, așa cu un artwork un pic mai dark. Personajul principal în acest prim număr îl avem doar pe Rafael, care ajunge la închisoare, la San Quentin, ca să rezolve un caz. El este sub acoperire. Nu știu ce sub acoperire poți face când ești țestoasă ninja într-o închisoare. Și încearcă să rezolve acest caz pentru directorul închisorii. Dar treaba se cam încurcă un pic. O să vă și arăt de ce. Și o să fie un pic de spoiler, dar oricum în acest prim arc story, cel mai probabil o să fie 4-5 numere, poate 6, Return to New York, Part 1, Teenage Mutant Ninja Inmate. Așa, și să ne întoarcem la povestea noastră. Cei din Foot Clan îi strică un pic planurile și îi înscenează ca și cum el ar ucide pe directorul închisorii, pe câțiva gardieni și se decide să evadeze, deși putea să o facă până acum, dar nu a vrut pentru a rezolva acel caz, ca să poată să își arate nevinovăția. Aici avem și cu înscenarea respectivă. Așa. Și cam asta e primul număr. E o revistă, nu se pot întâmpla foarte multe în 20-30 de pagini cât are. Artwork-ul chiar e super fain. Chiar îmi place așa mai dark, cum vine asta, cum e acesta. Și aici undeva ne spune next issue, cover-urile și mai erau undeva seriile, alte serii publicate de cei de la IDV. Și aici ne spune și ce serii vor cuprinde acel gap dintre volumul anterior și acesta, Mutant Nation numărul 1 și Nightwatcher. Nu știu dacă serii limitate sau one-shot-uri, dar o să văd când o să sosească. Exact aici. Deci chiar Mutant Nation cuprinde gap-ul ăla. Cam aceasta a fost revista. Deci, dacă vreți să vă apucați de serie, încă nu-i târziu dacă o găsiți. Pentru că volumul anterior la 150 de numere e destul de mult de recuperat. Eu vă recomand. Probabil o să mai revin cu un review, să zicem, când se termină acest arc story, când o să vină toate numerele, adică peste vreo câteva luni. Deci cam ăsta a fost videoclipul. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!